Weekendul sportiv pentru microbiști hunedoreni începe de vineri de la ora 17, când CSM Deva va juca în deplasare la Pandurii Târgu Jiu într-un meci contând pentru etapa a 5-a din Liga a 3-a de fotbal, seria a 7-a. Devenii au pierdut runda trecută acasă cu 2-0 cu CSM Reșița și joacă cu Pandurii, echipă cotată ca și cea din Caraș drept favorită la unul dintre primele locuri, în meciul de la Târgu Jiu, gazdele având prima șansă de a se impune. În schimb însă Aurul Brad și Jiul Petroșani, care au doar câte un punct, vor încerca sâmbătă de la ora 17 să obțină prima lor victorie din acest sezon, ambele jucând acasă, Moții cu Gilortul Cărbunești și Minerii cu Progresul Ezeriș. Dar cel mai așteptat meci de Liga a 3-a va fi tot sâmbătă de la ora 17, când CS Hunedoara, după excelentul meci făcut cu FCSB în Cupa României, va evolua din nou în fața propriilor suporteri. Hunedorenii au punctaj maxim în seria 9-a, au un moral excelent, deși au pierdut în prelungiri cu 5-3 cu vicecampioana României și sunt favoriți cerți în jocul cu Gloria Bistrița. În plus, Florin Maxim, antrenorul de la CS Hunedoara, este mulțumit de randamentul jucătorilor săi, inclusiv a celor tineri. Am fost pe finalul celor 90 de minute egali FCSB-ului și am întors un rezultat de la 3-0. Asta am spus și le-am spus și jucătorilor. Să nu îi respectăm mai mult decât trebuie. Până am intrat în ritm, până au simțit adversarul, după aia deja e cam prea târziu. Deja am făcut prea mult efort să egalăm. Dar una peste alta, mă bucur că am făcut un meci bun și ne-am ridicat la nivelul unui adversar de Liga 1. În prelungiri, vedeți, diferența o fac și schimbările. În afară de Robert Cristian, la noi au intrat copii 2004-2005, adică noi așa ne-am orientat. Obiectivul nostru este campionatul și trebuie să avem în componență juniori. Juniori foarte buni, cu un viitor. Le prevăd un viitor bun în fotbalul românesc, dar se vede diferența. Nu au ritmul încă necesar. Calități au, dar ritmul se vede. Nu poți să joci, să vii de la juniori și să joci contra FCSB-ului. Ce s-a întâmplat în orașul nostru după centenar și tot ce s-a întâmplat după, nu face decât să mă bucure și asta le spun jucătorilor în fiecare zi. Noi am făcut lucrurile astea, ei pe teren, domnul primar care ne-a susținut, Bogdan, Decebal, care sunt alături de noi și toți, nu e număr pe toți, dar noi am făcut lucrurile să se miște în orașul ăsta și băieții trebuie să fie mândri. Va fi fotbal și în eșaloanele inferioare, cu meciuri de Liga 4-a și a 5-a și vor începe și competițiile de copii. În Liga 4, unde rezultatele de până acum au fost normale, se va juca sâmbătă de la ora 11. Se anunță două meciuri echilibrate, respectiv Retezatul Hațeg Inter Petrila și Gloria Giugiu Șoimul Băița, dar și trei cu favorite certe în jocurile CSM 2 Deva cu CSM Vulcan și Minerul Uricani Victoria Călan, oaspeți având prima șansă, iar gazdele în partida Dacia Orăștie CS2 Hunedoara. În Liga 5, unde au apărut deja surprize, se va juca cea de-a doua etapă, duminică, de la ora 11, runda programând partidele Măgura Pui, Zarandul Crișcior, Ponorul Vața, Unirea General Bertlo și Real Sânt Andrei, Montana Țara Hațegului. În general, la Liga 4 nu a fost o etapă a surprizelor. Favoritele, să zic așa, au câștigat sau au impus în meciul pe care l-a disputat. La Liga 5-a nu chiar putem să vorbim de o favorită sau ceva surpriză, dar un rezultat care ne-a mirat puțin a fost cel de la Țara Hațegului, Retezatul Țara Hațegului cu Ponorul Vața, când la pauză a fost 1-0 și meciul s-a terminat 1-2, a câștigat Ponorul Vața. Ne dorim ca în următoarea perioadă pandemia să nu ne afecteze desfășurarea competițiilor și bineînțeles să ne ducem la bun sfârșit toate meciurile pe care le avem programate pentru această toamnă, să nu ne mai vedem nevoiți ca în sezonul trecut să ne tot adaptăm la diferite sisteme competiționale, iar cea mai mare dorință noastră ar fi ca meciurile de copii și junior să aibă continuitate. Săptămâna aceasta debutează și Interliga Națională de Fotbal, o competiție adresată copiilor născuți 2012, 13, 2014 și 2015. Un moment la fel de bucurie pentru cei mici ca să se regăsească pe teren.
Dar evenimentul sportiv de la cel mai înalt nivel va fi meciul de handbal feminin de primă divizie dintre CSM Deva și CSM Craiova de sâmbătă de la ora 18 în sala sporturilor din reședința de județ, partida contând pentru etapa a treia din Liga Florilor. Echipa oaspete este favorită, dar devencele, care nu au niciun punct până în prezent, speră la o evoluție bună, mai ales că meciul se va disputa cu public. Intrarea publicului la meci este liberă până la 50% din capacitatea sălii, dar spectatorii trebuie să prezinte dovada vaccinării, a unui test negativ valabil sau să se afle în perioada de maximum 180 de zile de la data în care au fost declarați vindecați de COVID-19.